Am Începem, da? Da. Salutare, comunitate! Noi am avut acum o pauză de 2 ore și ceva, sau 3 ore, până domnul doctor a ieșit din operație. Domnul doctor, cum se simte pacienta? Da, mulțumesc, e bine, s-a reușit, a fost o intervenție complicată, neașteptat de complicată. Volumul s-a programat unul, s-a dovedit a fi altul, dar în sfârșit, în fine, s-a sunt foarte fericit. Deci, sfârșitul povestii este unul bun și pozitiv. Peste 3 zile, cred. Să-i dăm sănătate pacientei Medpark din cauza căreia s-a anulat acest live. Dar noi suntem aici, revenim. Ne luăm. Exact. Turul nostru. Turul nostru să vedem cum este maternitatea Medpark. Avem aici domnul Călăraș, apropo, este medicul la care eu l-am născut. Și medicul pe care îl recomand, dar iarăși. Mă recomand că să nu fie prea obosit și prea chinuit. Domnul doctor, noi suntem... Ok. Ce e după aceste uși? După aceste uși este paradis. Paradis. Pentru cineva, pentru altcineva sală de torturi. Dar, de fapt, sunt 3 săli de naștere și o sală de cezăreană. Așa. E un bloc separat față de întreaga clădire. E un mediu steril, semi-steril. Și de ce suntem echipați așa frumos, dar în albastru? Ne-am dezinfectat și pe mâini, suntem sterile din capul în picioare. Și cu bonete. Și cu bonete și cu încălțăminte specială, uitați-vă. Ok. Așa. Ștefan, dați-i în bătneță. Așa. De fapt, vreau să vă prezint nu doar pereții, ci și o întreagă echipă. Exact, o parte din echipă. Pe rând de fiecare și o să vedeți câtă lume ia parte la o naștere, ce muncă se depune, de fapt, ce nu se vede și câte persoane rămân în umbra unui singur doctor. De fapt, nu este meritul nostrician, e un merit de echipă și vreau să vă prezint. Ok, să intrăm în sala de naștere pentru că să imaginăm că deja ați fost spitalizată la naștere și aveți o activitate foarte bună de trabaliu. Sunteți plictisită în salon. Cineva se plictisește, da? Sau solicitați o analgezie epidurală și lucrul acesta se realizează doar în condiții de sterilitate, în sel de naștere. Ok, să intrăm, apropo, acolo are loc acum o naștere, una din țările și o să încercăm să ne deranjăm. Așa. Eu voi schimba acum un pic. Încerc aici. Așa, să puteți vedea. Intrăm încet. Okay. Eu filmez invers deja, să ne vedem toți. Suntem în holul principal, cum am spus, 3 săli de naștere. Iubesc foarte mult acest crash car. E un set care conține tot ce trebuie pentru reanimare, suscitare de dată. Medicamente, ustensile, aparataj. Ar fi bine să-l folosim niciodată, dar... Îi spuneam Alice că ne simțim ca într-un serial de ăsta cu doctor, Grey's Anatomy. Totul este ca în filme aici. Dar aici pacienții pot să fie siguri și soții și lucrurile care așteaptă după da. Deci facem, depunem maxim efort ca să asigurăm acest confort, nu doar psihologic. Să mergem să vă prezint una din stările de naștere. Pe stânga acum avem sala de operații cezariene, care este în stand-by permanent. Tot utilajul este... Aici și eu am mutat, da. Nu? Exact. Da, aici ai născut aici. Deci tot utilajul este pus în funcțiune permanentă și nu se pierde timp pe startarea acestuia. Așa. Deci exact, uite cum medicii își spală mâinile, dezinfectează. Asta nu este interesant. Urmați, Lucruri mult mai interesante. Aceasta, presupun că este o sală de naștere pentru naștere naturală. Da, exact. Este o sală pentru naștere naturală, să facem mai multă lumină. E o sală standardă care conține minim necesar. Și anume. Aici pentru mingi, pentru a relaxa mămica, da? Asta e un fel de două. Sunt consultanțele în privat, domnul Maxim Călăraș poate să arate. Pentru ce? Graviduța ajunge pe pat. Ea nu vine de jos, nu vine cu cărucior, nu vine din drum,
я așa am fată asta care stă în salon cu el, cu acest pat este adus și se parchează deci la perete. Așa. Sala aparent nu este foarte mare, dar nici nu trebuie mult spațiu pentru a se sta o naștere. Fotoliu multifuncțional, asta e extrem de important pentru poziționarea gravidei în naștere. Suntem toate diferite, cu lungime de picior, cu înălțime, cu tot ce vrei, cu greutate. Da, se ajustează pentru confort, pentru confort și pentru siguranță. Măsuță pentru reanimarea nou-născutului sau doar pentru un examen. Sunt lucruri standarde, de rutină, nimic deosebit. Avem și o masă cu tot echipamentul necesar. 95% din ustensile sunt de unică folosință și asta aduce mai multă siguranță și mai mult confort pentru personal medical. Din păcate, fiecare fleac costă bani și, din păcate, țara noastră puțin ce produce și noi majoritatea lucrurilor importăm. Și, evident, toate aparatele financiare cade pe unii pacienților noștri. Se le vii la moment. Poate pe viitor ceva se va schimba în planele companiei de asigurări. Lângă mine este doamna doctor Plămădeală Svetlana, este potențial de la catedră, medic, anesteziolog, reanimator, corect? Anestezistă, da. Ei sunt cei care foarte rar când numeresc îngrijorul pacienților în media. Lor li se spune, doamne, să vă trăiască toți copiii. Care mi-a scos toate durerile. Și dacă se te gândești un pic nașterea ori aici, ori în altă parte, te curge la fel. Dar datorită lor apare confortul. Confort pentru care suntem apreciați în această instituție. Și vreau să las ca doamna doctor foarte succint să vă explice în două cuvinte ce fac ei în timpul nașterii, cum îi analgizează, cu e bine să o faci, da? Și tipul de anestezie. Deci nașterea poate fi fără durere. Da, spunea într-adevăr, deci poate fi fără durere și mai mult ca atât, deci chiar și Colegiul American de Ginecologie și Obstetrică recomandă, deci ca orice femeie care își solicită să nască fără durere, să-i se meargă în întâmpinare și să-i se facă cerința ei, care este una absolut ferească, fiindcă pe lângă celelalte criterii de viață, precum este activitatea cardiacă și respirație, durerea tot este un criteriu de viață. Și de-aia se recomandă ca ea să fie analgezată și durerea noastră este una, într-adevăr, chinuitoare, dacă cineva a avut experiența proastă. Și dacă femeile sunt întrebate cât de tare doare, păi dacă ar fi să-i dea o valoare numerică, regulă toți aleg maximul. Maximul, deci, maximul. Și atunci, sigur că dacă există o oportunitate de a-ți calma această durere, de a avea un control asupra durerii, sigur că serviciul nostru anestezii terapie intensivă vine în întâmpinare pentru a oferi acest confort. Este posibil prin mai multe modalități, deci este metoda de analgezie sistemică, când se folosesc preparate sistemice, dacă sunt un șir și de neajutor la metoda dată grație faptul că unii preparate care asigură analgezie în mici, trecând fetoplacentar bariera, deci au efecte primate asupra fetului, de-aia cu timpul ea a plecat din utilitate, deci sau ca procent de utilizare este foarte rar, se mai folosește în cazul pacientului care este contraindicat neuraxial și se dă sub formă de amestec de oxigen cu oxid nitric. Deci când fetele inhalează, până pe recunoștință, descurtă deodată tipa cade din mână, deci ea se trezește și tot așa intermitent, deci pentru ca să-și asigure analgezia. Este metodă mai rar, dar totuși are loc de existență atunci când este contraindicată o altă metodă de analgezie. Dar cea mai populară rămâne să fie analgezie peridurală, care este în vogă și practic mămicile de astăzi, marea majoritate, ce mai mesurare. Deci imediat prima întrebare care este dacă este anesteziolog și dacă e de gardă pe spală, pe spală, dacă vin la două noapte, ce mi-va asigura analgezie? Că e anesteziolog, e cel care îmi duc circul ăsta, nu da, îngerul păzitor. Într-adevăr, deci foarte frecvent suntem asociate cu niște timburi care vin și aduc lumină și liniște în sala de naștere. Fiindcă procesul de naștere fiind unul dureros, în momentul când este asigurată această analgezie, când pacientul ajunge într-o situație de confort, când ea percepe contracția uterină și în același timp ea este lipsită de sindrom algic sau durerea este atât de mică că ea nu-ți creează acel disconfort, într-adevăr atunci începi să placi, să naști, da, și să vrei din procesul de naștere și atunci sigur că femeia născută din maternitatea de par, plăcerele
foarte scurt timp după prima naștere. A doua sarcină. Multe mămici deci... se tem că din cauza anesteziei, poate este așa un mit, nu vor simți când este momentul să împingă, nu știu, care sunt miturile și realitatea de fapt. Sunt foarte multe mituri vis-a-vis de analgezia în naștere, deci unul din mituri era vechi, cum că nu se formează dominanta maternă, că dacă o femeie nu trece prin acel senzație de durere, nu se face o mămică perfectă, nu ajunge cel omogel de maturitate ca mama. Să știți că este o prostie, absolut, deci mame care au beneficiat de anestezie, care, da, deci noi suntem ființe mult mai supreme, care se limitează doar la niște răspunsuri vegetative, da? Deci noi avem sistemul 2 de semnalizare, care de fapt ne definește ca ființe umane, cel care formează mămica, în esență. Și pentru injecție nu anulezi. Și nu durere, și nu lipsa durerii, deci o face să fii mai puțin umană sau mai puțin responsabilă sau mai puțin sensibilă sau mai rafinată din punct de vedere al maternității. Și un alt mit este că cum că analgezia periturală ardă crește durata travaliului, deci datele statistice arată că dacă e să compară femeie cu analgezie și fără analgezie, dar vorbim de analgezie care nu interferează cu contracția uterină, deci nu așa doze care blochează contracția uterină, dar blochează doar sindromul algic, atunci diferența este să reduce la 20-30 minute, deci adică fără analgezie ar fi 20-30 minute mai scurt procesul de naștere, în acele 80 ori la o primipară, 20-30 minute, dacă comparăm că ele sunt toate în confort versus, deci, fie unele chinuitoare. Așa, și un alt nu e mit, dar mai degrabă este o fobie a mămicilor, că după analgezie periturală, unele dintre ele dezvoltă anumite complicații și din aceste motive nu vor să recurgă la această metodă de analgezie. Și cele mai frecvente complicații care le descriu unele mămici, astea sunt durerile în spate sau cefalie postfuncțională, durerile în spate care sunt de cele mai frecvente ori datorate dificultăților tehnice. Dacă tehnica a fost ceva mai dificil, fie că contractele sunt mult prea frecvente una după cealaltă și noi lucrăm între contracții, complementa mămică, nu intru tocmai, deci asta ar putea să creeze niște impedimente în montarea acestui cateter periturală din prima. Asta ar fi. A doua e că multe dintre mămici poate au niște hernii de disc preexistente, punct de plecare fiind acea inflamație indusă din însăși funcția spațiului periturală. Deci care tot fac o legătură, dar nu este legătură directă între cauză și efect. Exact, asta era una ce gândeam după prima mea cezăreană de urgență. Da, atunci când stai la baie, de exemplu, și faci baie pe bebeluș sau copilul, că e cădiță micuță. Că după aia e cădița mare. Căci tu stai în genunchi, te pleci un pic de stai într-o poziție foarte incomodă. Deci, chiar și pe tatăl care să mamă, nu se trebuie că el nu a avut anestezie, doar spatele. Schimb scuticul la copil sau în braci. Deci, distanța e foarte greșită și normal. Deci, ești om, te doare. Da, deci este fobie și de asta probabil că undeva se mediatizează chestia dată și un element este absolut firesc. În momentul în care, deci, te înțapi, unde n-ar fi, da, indiferent, un cicatriciu durează cam până la o săptămână jumătate, două. Și firesc o săptămână jumătate, două, câte ori te atingi, un pic deranjat. Exact așa e și apă care a pătruns pe toate straturile. Cam o săptămână jumate, două, deci la aplecări, la flexiuni de coloană, poate să ne deranjeze. Dar asta nu este o durere, deci care... Cred că este durere mai mică decât altă durere, de exemplu, în naștere naturală. Și mai este o chestie care este cel de dovedită, că o femeie care a fost analgezată și care a avut o evoluție foarte bună a lucrurilor, care pleacă cu un copil sănătos, deci care e bună și acea durere care este indusă locală, deci se șterge, e fericirea domină. Cele mai frecvente ori se plâng de nerușite, cele care au avut nerușite și pe alte deci, tărâmuri. Și atunci, sigur, când se cumulează, cumva se amplifică. Și mai este o chestie care tot este statistic dovedită. De obicei, cine sunt cei care se plâng cele mai frecvente ori în specializare? Sunt persoanele care nu au ce să treacă decizia. Deci, evident că ele fiind într-un număr mare, pacient care având acces mai frecvent la rețele specializare, plângându-se și strângând mâna mare, deci cumva apare că ca numeric, s-ar părea că este foarte mult, dar să știți că procentul este foarte mic. Dacă luăm în clinica noastră, deci complicații de tip dureri postfuncționale, excepțional rar paciente care le acuză. Deci, da, și asta este o situație redresabilă și ca regulă, dacă a fost o dificultate tehnică, pacienta este monitorizată, deci este supravegheată, anume în vederea ca să nu scăpăm și să nu lăsăm să zic ele
ideal ce îmi doresc. Dar crezi că durerea de cap neapărat merge pe linia asta? Pentru că atunci când devii mămică, un factor mare, nu știu, de stres așa, sunt odihna care absentă. Lipsa cronică de somn și stresul ăsta. Noi vorbim de durerea post-funcțională care apare primele 48-72 de ore. Deci, ca ea se întâmplă, ca regulă, dacă a fost iarăși o dificultate tehnică la perforare de tură. Dar nu e acest integral de ore și nu ceea ce se întâmplă. Nu, nu. Dacă se întâmplă peste o lună după naștere, când mămica are o lună din insomnie, de tulburări de lactație, lactostază, mastit, colici, sigur că asta și cum poate face nicio legătură cu o asistență anesteziologică sau analgezie de naștere. Absolut. Pentru că, de fapt, mitul ăsta e după. Nu imediat primele 24-48 de ore sau 70 ceva de ore. E așa. După primele săptămâni de maternitate. Începem să căutăm unde este motivul. Iată ce se face renovare. De fapt, renovare este copilul până la urmă. Și decizia ta de a fi mamă. Da, dar copilul nu poartă vină, deci, fiindcă până la urmă, cum zice fiică mea, doar tu ți-ai asumat responsabilitatea să fii mamă, nu? Pe mine doar nu l-ai întrebat. Gata, aici să te Discuțiile s-au terminat, atunci înțeleg că orice contraargument al meu, de fapt, este în defavorul meu. Deci, s-a născut copilul, s-a născut că... Bine. Bun, să știți că nu promovăm epidurală, să nu se creeze presie falsă, că nu am făcut un PR aceste proceduri și vrem să te facem din zero. Am încercat să spargem niște mituri, v-am prezentat date bazate pe dovezi, pe practică de zi cu zi. De aici trebuie să luați informații, nu de pe forumuri sau alte surse, unde lumea care poate nici nu are studii și experiență și spune părere și creează o disonanță, da, și induce în eroare. Să zicem că am avut o naștere complicată, sau a născut prematur un copil cu greutate mică care nu se adaptează din prima viața extrauterină. Aici vine încă o parte a echipei care se numește neonatologia. Vom merge pe vârfuri spre terapie intensivă neonatală, unde ne așteaptă doamna doctor Sesor Victoria, care la moment ține postul de manager de departament neonatal și va vorbi despre ce face un neonatolog în sala de naștere și ce ar face el în terapie intensivă. Pentru că, de fapt, neonatologul este ca și doamna Deala numai pentru copii mici. La fel, resuscitarea, la fel, o mulțime de aparate, parametri care trebuie ținut cont, monitorizare, sunt, într-un cuvânt, niște persoane foarte citite. Foarte. Și persoane cheie. Cheie, da. Un chirurg poate să taie și... Da, ei se gândesc. Se gândesc și apoi fac. Nu tăiem deodată nimic. Ține-mi așa încet. Ok, este... animale nou născuți și e chiar aici, în sala de naștere, chiar în blocul nostru. Este doamna doctor Victoria Sesoră. Bună ziua, doamna doctor. Ai cuvântul, spune ce face în sala de naștere, care e aportul echipii neonatale și ce sunt aceste extensive. Suntem neonatologi, suntem 24 din 24 aici în Spitalul Internațional Medpark. Desigur, suntem prezenți la fiecare naștere, fiindcă copilașii uneori au nevoie de puțin ajutor pentru a se isprăvi cu adaptarea la noua viață. Aici avem postul de reanimare și terapie intensivă. Ne bucurăm că la moment este... Niciun copil în reanimare până când, și asta este o fericire pentru domnul doctor. Avem echipament, suntem dotați cu echipamentul necesar, luând în considerare că primim nașteri de la 32 de săptămâni de gestație în sus, avem de a face și copii prematuri, avem aparat de ventilare, aparat de CPAP nazal, adică care este o metodă de ventilare, de suport respirator neinvaziv. Deci
dispune de toate medicamentele. Sunt toate, probabil, care vă ajută ușor să gestionați. Da, chiar în principiul de lucru, toate aparatajele sunt menținute în regim de stand-by, adică se pornesc numai cu o apăsare pe buton ca să fie disponibil în orice secundă, să nu pierde nicio secundă prețioasă pentru un nou născut. Avem totul sub mână, acces la oxigen, lampă cu încălzire radiantă, balon de ventilare, adică tot ce este necesar pentru a acorda prompt ajutor nou născutului. Aici tot echipamentele de o singură folosință, tuburi de intubare, seturi pentru ventilare, pentru CPAP nazal. Câți copii au fost aici în repetiție? Anul acesta 32. Chiar am studiat, m-am uitat în registru și ca să fiu gata pentru așa întrebare. 32 de copii, deci aici este de la și majoritatea am studiat, majoritatea au fost totuși prematuri. Asta a fost cauza internării la terapie intensivă. Dacă cumva decideți și nașteți aici, sperăm să nu ajungeți aici, totuși. Dar dacă se întâmplă că nașteți prematur, sunteți pe mâini bune, așa că vă dorim succes și vă ținem pumnii. Și sunteți 24 din 24 ca și spitalul de altfel. Pe parcursul zilei avem posibilitate, adică suntem chiar doi neonatologi, caz de urgență, caz de consultări în policlinică sau, eu știu, ca să fim la dispoziție, să acordăm ajutor de calitate. Cunoașteți cam câte nașteri așa mediu sunt pe zi? Pe zi, probabil domnul Călăraș, domnul Maxim v-a spus pe lună. Pe lună v-a spus? În regim de 70-75. Vara am avut recorduri. Câte nașteri pe lună sunt aici la Medpark? Recordul a fost 97 de copii, în lună, încă unul 19%. Așa. Aveți unde să creșteți în vara viitoare, da? Dorință să fie. De fapt, nu mergem după cifre, iarăși. Câteodată o naștere costă cât o 10, da? După o naștere, toată echipa trebuie extenuată, că nu mai vrea o săptămână să mai asiste la vreo naștere, da? Dar ne adunăm, da? Să ne spălăm cu apă rece și mergem înainte. Și având în spate așa colegi, terapie intensivă maturi, nou născuți, noi nu avem alături cu acum asistente. Deci, uitați-vă, fiecare din noi mai are și încă asistentă lângă el. Și dacă se imagina pentru o clipă câtă lume stă în jurul unei grăbiduțe în naștere, iese minimum 6 persoane. Și dacă nu vine și soțul, 7. Soții nu au leșinat? Ba da, chiar săptămâna trecută am avut o leșin. Și mi-a dus aminte de un banc care mi-a spus, apropo, tot o grăbiduță care nu m-a născuse, o lăuză, de fapt. După ce s-a uitat cum soțul calm a stat, el s-a așezat pe pat și nașterea a fost nevoioasă, grea. Eu am transpirat, neonatologul a transpirat, dar el nici nu mușchi nu s-a mișcat pe față și el când s-a văzut, lumea a spus în bancă, deci el spune că a venit iarăși o pereche la naștere, soț și soție și doamna face prima contracție, un țipăt. Soțul se sperie, leașă în cabin, dânsul ridică, îl readuc la cunoștință, el zice, nu, eu rămân, cum îi zic, nu, asta a fost ocazional, mai vine o contracție, iar țipăt, iar el leașă, deja îl scoate din sală, naștere, duc în salon, îl lasă acolo, s-a terminat naștere, vine doctorul și spune, gata, felicitări, de venit taticul și îl întreabă, mulțumesc, dar cine s-a născut? Și el zice, s-a născut fetiță. A zis, slavă Domnului, băiat, că să nu mai treacă și el prin naștere. Exact așa. Nu contează că mama acolo s-a chinuit, principalul băiat să nu treacă prin naștere. Din ce mama spui atât de strașnic și greu, da? Domnul doctor, dacă ați avea posibilitatea să alegeți altă meserie, ați alege sau să vă dovolești? Medicina la sigur. Poate pe ziua de astăzi poate aș schimba. Dar, dar mâine, dacă o să revenim, nu o să mai schimba. Sunt zile senine și primești
un extaz după o zi de lucru, când vezi rezultatele. Dar sunt zile complicate, pentru că asta e medicină. Și după responsabilitatea, probabil, care trebuie pe unii dumneavoastră și întregii echipei. Echipe, toți au parte la, acordarea ajutorului medical. Foarte multă lume. Da, apropo, am spus șase oameni fizic prezenți, mai stau încă două asistente de operație în stand-by, la ușă, așa, lângă, da? Că nu încape 10 oameni și asistentul de operație chiar nu are ce să facă la moment, dar într-o urgență majoră. Tot se implică. Și ce e bine că suntem sub, deci sub o aripă, toate țările sunt aranjate foarte compact și pentru logistică nu se pierde timp. Și aceleași condiții de sterilitate prezente peste tot. Da? Și iarăși aduce o cam atâta, încă atâta siguranță la combaterea infecțiilor nozocomiale, infecțiilor între spitale cești. Cred că e bine să știi că ai spatele acoperit, chiar dacă ești... Da, ai spate, ai laboratorul, ai radiologia 24-24, secolul 21, stimați prieteni, și un diagnostic nu se mai pune pe gustare o urină sau pe aspect. Sau pe un ochi și eu mă uit că... Da, nu. Dacă vrei o precizie, faci investigații și să nu credeți că cât e mai scumpă investigația, cu atât e mai mare precizie. Investigațiile sunt bine chipzuite și chipzuiește doctorul. Și să nu mai faceți erorile de genul că merg singură și fac. Chiar ieri am avut un cuplu care 2000 de lei a plătit pentru o DMNE, rezonanță magnetică nucleară, procesul care nici nu am meritat și la urmă i-a spus, degeaba a plătit, zic, da, îți permis că degeaba ați plătit 2000 de lei. S-au venit simplu, că e cea mai scumpă investigație și ar trebui să răspundă la toate întrebările. Așa? Ziceam că, uite, toată chestia asta în spatele nostru îți ușurează puțin lucru, care e atracul de greu. E greu. Dacă ați terminat cu terapia intensivă? Da. Noi le-am dorit mămicilor dacă n-a. Să nu ajungă aici. Dacă ajung aici, să știți că sunteți pe mâini bune. Doar la excursie, așa. Din fericire, niciun copilaș nu se află astăzi în terapia intensivă. Ne bucură. Asta înseamnă că nu are o grea, da? Nu. Adică, așa, asta e un departament. De asta și menționăm. Departamentul gol, dar doamna doctor este prezentă. Așa. Mulțumim pentru acest mulțumim lucru. Mulțumim frumos, doamnă doctor. Succes. Doamnă doctor. Să zicem că am născut, am petrecut 2 ore aici și unde ne întoarcem în salon. Da? Am să iau pe o cale mai scurtă, pe care cu decizul personal medical. Prin culise. Ca să urcăm imediat la etajul 3 și să vedem într-un final cum arată un salon. Se zice că mai doar este un pătel. Hai să vedem acel hotel. Eu mi-aduc aminte cum m-ați scos pe aici da. Și m-a dus că eram în carieta. Da, majoritatea, nu știți, majoritatea sunt în eforie și nu țin minte. Nu țin minte nici drumul, nici... Într-o lună, 2-3 jumătate de ani trecând, deci se treabă... Aici am fost? Nu țin minte, nu mi-aduc aminte că... Știți că am filmul cum te uiți, dar asta să vede luminele astea de sus. Apropo, asta e o legătură directă cu blocul operator, cu inima acestui spital. Ziceam că mortalitatea e o parte componentă a acestui bloc operator. Și aici, după ușă, e o zonă mega sterilă, unde se realizează... Dacă puteți să vedeți acolo unii doctori... În 4 săli de naștere se realizează paralel intervențiile chirurgicale de la o simplă de o intervenție orelistă până la intervenție pe cord deschis. Da, unde pe cod deschis a fost și colega noastră, Cristina Mastache, și a făcut intervenția. Apoi mă mulțumim. Mergem și acolo, de ce nu? Poate nu avem. Perfect, asta este o aripă destinată la obstetrice, maternitățe. Aici se găsesc doar pacienții după naștere sau în naștere. Nu pot să zic pacienți, că sunt doamne sănătoase. Și aici se aud bebelușii. În primul an de naștere lui Alex a fost făcută o sesiune foto și da, asta Alex, este Alice. Bebe Alex, micuț de tot în primele luni de viață. A fost un proiect foarte frumos făcut de Medpark.
mai mulți copii născuți aici. Uitați-vă, sunt de galași toți unul ca unul. Dacă ați fost atenți, în sala de naștere v-am prezentat un creșca. Și aici este, da? Pentru că o urgență se poate întâmpla oriunde, oricând, și fiecare etaj are în dotare acest creșca permanent pus în funcțiune. Haideți să intrăm într-un salon de naștere. Oi, salon obișnuit. Salon obișnuit. Unde stă lăuza, da? Da, lăuza și copilul sau cea care... Nimic deosebit, stimați. Nu este hotel, este o cameră de stat. Este strict necesar cu respectarea normelor internaționale, pentru că să nu uităm niciodată că un spital nu este un hotel sau un sanatoriu. Un spital este și va fi o infecție intraspitalicească și în el te afli doar atâta timp cât este necesar. Este necesar cât viața ta este în pericol. Cum pe acest pericol este îndepărtat și tratamentul poate fi administrat în condiții de ambulator, deci acasă, plecați acasă. E mult mai safe, mult mai sigur. E mai bine să vii o dată pe zi la o procedură sau la o perfuzie și să-ți dormi acasă, decât să petreci în continuu timpul aici. Acasă și pereță, da? Și acasă și pereță, că ajută și ea flora ta de hotel. Să nu fii chiar sterilă tot timpul. Da, așa. Nu trebuie să fii sterilitate maximă. Dacă ați observat noi treptat acest bebeluș din condiții de sterilitate, treptat îl infectăm cu flora normală, să zicem, flora familiei în care el va pleca peste câteva zile, așa, deoarece toată viața noastră prezintă o luptă continuă cu microorganismul. Și din când în când ei totuși câștigă. Și eu cred că va veni timpul când noi definitiv o să pierdem această bătălie, pentru că sunt dracului de multe. Mulți și se adaptează foarte repede la condiții noi, capătă rezistență la antibiotice și tot așa și tot așa și vom ajunge într-o zi când chiar nu o să avem cu ce să-i tratăm. Sper să nu sunt timpul de viață acesta și nici în fapt viitor, dar... Nu cu noi! Aveam un lucru care ne mândrim foarte mult, un fleac, să spuneți, mare treabă, dar în spatele Alicei este această scară a durerii. Ați observat că eu un sticker sau nu știu, eu un marcaj care pacientul sau asistentul sau doctor dimineața când ne face vizită, o întreabă, cum se simte? Și dacă te doare, cu ce notă apreciezi? Pentru că depunem foarte mult efort ca să nu fie mai mult de 4, da? În jos, acolo. Să fie poate un disconfort, un deranj. Cât de voluminoasă n-ar fi intervenția? Cât de traumatizantă n-ar fi nașterea? Aici să fim, să nu ajungem în goace. Eu țin minte după naștere că mi-ați spus ceva care să-mi ia durerea și nu era atât de... Nu știu, eficient. Da, eficient. Și l-am rugat pe domnul doctor să mai pună ceva. Și am stat, adevărul că toată noaptea am stat conectată și la fiecare interval se mai apăsa un pic și primeam o doză de viață. Și îmi minte că a venit domnul doctor și cum te simți? Dar eu în dimineață ce? M-am trezit, m-am dus la baie, m-am aranjat, am stat în spate, zic, domnul doctor, mă simt că o găzie. Dar eu născusem cu jumătate de zi în urmă, dar mă simțeam atât de bine, zic, o să stăreacă. Nu te mai simți că o gândești. Dacă să te gândești, ce limitează un pacient după chiar și o cezăreană? Durerea. Îi scoți durerea, el devine activ, ce și nu trebuiește. Și de aceea ea a fost ca ocazia. Sper nimeni să nu aibă durere. Și apropo, nici nu este atât de mult spațiu, dacă să vă relatez și experiența mea, nu e atât de mult spațiu. Mai mult de 2 oameni. Deci, de aici ai coborât. Patul este la o înălțime, ca, nu știu, eu în cezăreană nu am avut problemă să mă trezesc. Baia este funcțională, foarte funcțională și mai este și butonul ăsta în cazul în care te simți rău, dai de știri imediat.
Și aici asistentele și personalul este la un pic distanță, ceea ce bucură foarte mult, că nu trebuie să strici, nu trebuie să-ți lași copilul. Cred că domnul Călăraș așa cum e tare mândru de tine. Ești un ghid perfect. Ești mesagerul acestui spital. De fapt, povestește ce a fost. Da? Nu ceea ce s-a spus să spui. Este o propria experiență. Chiar, mie chiar mi-a plăcut. Și atunci când îi spuneam Dani astăzi, atunci când la 2 zile și jumătate venim și mi-a spus că poți să mergi acasă și zic, nu poate mai stau. Încă o zi. Deci m-am simțit în siguranță. Eu am simțit că necesitățile mele au fost auzite și au fost, deci s-a reacționat imediat și asta contează foarte mult. Și eu, și nu doar eu, și colega mea, doamna, și doctorii, și noi ne-am dorit aceste condiții, cum doamna spunea, să fie peste tot. Pentru că mamele toate merită condiții decente și demne pentru naștere, da? Pentru că nașterea este un proces atât de dureros și atât de greu. Și pe noi costă foarte mult și în primul rând le doresc și le dorim mamelor medici înțelegători care omenește să înțeleagă în ce durere nebune trece o mamă atunci când naște. Și voi sunteți niște eroine adevărate, bărbații leașnă la un țipăt, dar voi nașteți copii și 2, 3, 4, așa că să fiți sănătoși. Aici pe lângă pat, aveam în primul sertan, de regulă, șervețele, erau un fel de tuloței de unică folosință, absorbante, aici puteai să-ți baci hâinuțele și, desigur, dulapul unde te aștepta, rochea sau hainele pentru externare. Foarte frumoase amintirea, sincer vă spun. Aici, pentru mai naște vreodată, Alice? Da, este un lucru foarte important. Să știți că infecția nu se transmite cu picioare și... A pune bahile, asta nu înseamnă că ai protejat spitalul sau rudele la care ai venit în vizită de infecție, nozocom, sau în general de orice microorganism. Mâna este, cum se zice, nu sursă, da, ar zice baza. Sursă sau ceea ce transmite aceste infecții și obligatoriu pentru personal medical și pentru rude. Apropo, tot voi vă faceți responsabili să rugați aceste rude, ca înainte de a pune mâna nu doar pe copil, dar general pe orice obiect al vostru, al copilului, să dezinfecteze mâinile. Că durează o secundă, un clic, așa, este hipoalergic această soluție. În schimb, rupe lanțul acesta de transmitere a infecției de la un caz la altul. Așa, și avem astfel de dozatoare în fiecare salon și pe hol. Și în bani, uite, eu nici nu știu unde e locul în care nu avem acest dozator. Poate doar în vestea. Este. Și în vestea este dozator. Da. Ok, deci... Dar aici, practic, și o intrare, da? În fiecare salon este... Aici, pe acolo, stau aceste dozatoare. Depunem multe forțe. Exact. Multe forțe depunem pentru combaterea acestei preexpectivă. Ziceam de acele consumabile de unică folosință. Ziceam de aceste condiții de hotel, da? Cu aer steril și multe alte. Apropo, aici e un altar, deci, în cazul dat, aici e un altar, altă temperatură. Aici deja nu se mai filtrează aerul de pe etaj, e o altă umiditate, e mai cald, în sale de operații e mult mai frig, pentru că așa se cere. Pentru că acolo unde e răcoare, bacteriile cam greu se înmulțesc. În sale de naștere e o altă temperatură, pentru că vine nou născutul care cere 22-24 de grade. În saloane la fel, da? Uite, fiecare lucru este gândit. Fiecare lucru este gândit și nu noi am inventat acest. Sunt recomandări. Rămâne doar să le preluăm, să le preluăm și să le punem în aplicație. Și când le urmez, are rezultate frumoase. Da, nu asigură 100%. Dar crește siguranța și scade procentul riscului și complicațiilor. Uite, cam așa vă arată o mică maternitate. Cam așa. Da. Cam așa arată. Alexa, Alicei, da. Noi nu le-am pus intenționat. Știu că vine Alicia și noi peste tot. Le-am căutat unde sunt. Aici sunt. S-au găsit aici. Pentru că, cu adevărat, sunt foarte drăguțe. Ziceam că
Așa arată o maternitate de la Medpark. Îmi doresc și eu foarte mult ca patriotul acestei țări să fie orice maternitate, cam așa, cel puțin. Dar niciodată să nu uitați că maternitate, asta nu sunt doar pereții. Asta este factor uman, asta e echipă. Echipa se creează cu ani, greu. O echipă bună trebuie bine plătită, deoarece pleacă lumea foarte mult și să... Și trebuie de investit. Vă dați seama, un doctor îți face studii de 6 ani, 5 ani de rezidențiat și încă 5, 10, 20 de ani de acumulare de experiență. Eu jumătate de viață investește în tine și se primește un salariu de râsul găinilor și evident că nu te... Desigur că doctorii și echipa merită toate laudele și sunt peste tot și asistentele. Orice în lanțul ăsta merită fiecare leu care se plătește. Responsabilitatea care cade pe umerii întregii echipi este foarte mare. Și nopțile nedormite. Apropo, domnul doctor este după Tudor, da? De gardă de noapte. Nu, n-ați auzit. Nu, arată fresh, nu este. Arată foarte bine, așa că ești după operație. Să știți că, nu vreau să zic că doctor lucrează foarte mult, să trebuie să primească mult bani, toți lucrează mult, da? Dar nu știu de ce toți lucrează mult, dar doctori primesc puțin. Și a crea o echipă, a menține această echipă, iarăși aici trebuie să investiții. Vă doresc ca să vă găsiți acea modernitate în care să aveți încredere, în care o să stabilească aceste relații de prieteni, de doctor pacient. După cum se vede. De echipă, da. Principiul după care am ales eu medicul a fost că să pot să-i scriu medicul meu oricând am o problemă. Și asta s-a întâmplat cu domnul Colaș la perioada de 25 de săptămâni, când chiar am avut o problemă serioasă și am la legătură de Viber. Pentru că atunci când tu suni, ești nașta un medic și ție ți este incomod să suni că ai problema, asta nu este normal. Medicul nu trebuie să simți că când suni medicul îți face o extra favoare. O mămică scrie că domnul Călăraș este Batman, este peste tot. Da, nu. Eu și-am acceptat să fiu. Alții sunt, lucrează. Bine, da. Alții lucrează, domnul Călăraș face live-uri. Eu după gard, dar am mult timp liber și... Asta nu înseamnă că el are timp liber și stă doar pe rețele de socializare. Chiar l-am așteptat că a fost într-o urgență 2 ore. De asta îi mulțumim foarte mult că după operație așa de complicată a acceptat să ne fie alături. Mulțumesc că ați venit. Sper că a fost interesant, sper că nu v-am plictisit. Și chiar dacă arăt vagabond... Arătați bine, bine. Sunteți de ieri aici, de ieri ziua, arătați foarte fresh. Și eu cred că doar cei care lucrează în turele de noapte își înțeleg pe cei care lucrează în turele de noapte cu adevărat și știu cât e de greu. Domnul doctor, echipa asta mă mulțumește pentru invitație în general. Pentru că echipa din spate contează, mă mulțumesc pe mine. Mulțumim întregii echipe care a fost astăzi prezentă. Așa. Naștere ușoare să aveți și doar cu amintire. Absolut. Cum spuneam, deci noi am primit invitație să filmăm, să vedem cum este la Medpark și pentru noi a fost chiar un lucru foarte util, pentru că am născut aici, dar nu țin minte atât de bine ce a fost și cum a fost. Și dacă ne invită și de la spitalele de stat, mergem să vedem, nu este nicio problemă. Noi am mai conlucrat cu spitalele de stat. Atunci când ASCAMAM și cu doamna Glavan, fosta ministru a sănătății, am lucrat la accesul părinților în terapie intensivă și ne-a reușit acest proiect. Exact. De asta lucrăm cu toate spitalele, nu doar cu Medpark. Nu cred că este vreo problemă. Și, dragi mămici, noi vă dorim din tot sufletul să aveți condiții decente și demne pentru a avea o naștere. Chiar dacă vă aveți durere, doamnă, că să aveți un confort psihologic și moral cât de cât ok.
Să știți că la prima naștere am născut într-un spital de stat de aici, maternitatea numărul 1, și am fost o mamă eroină care a fost fără anestezie, fără nimic, 10 ore de travaliu, foarte mult am zis ca a doua oară epidurală și așa și a fost. De acasă. De acasă știam, de la prima naștere ca a doua va fi cu epidurală. Și a doua oară ai născut într-un spital de stat în Europa, care avea condiții cam cum aici. Arăta cam ca așa. Exact. Așa că... Poate într-o zi și spitalul nostru... Este posibil și la noi, să știți. Dragi bămici, vă mulțumim tare frumos că ați fost alături de noi, că ne-ați privit. Sperăm că informația de aici v-a fost utilă. Eu, desigur, că sunt foarte recunoscătoare de doctorul meu și mă bucur foarte mult de alegerile pe care am făcut-o. În viața asta am câteva medici preferați pe care nu o să schimb pentru nimic că lumea este domnul Călăraș, este Mihai Statulat. N-are cum. Doamna Nina Bătâr este... Doamna Gorea. Doamna Gorea, încă, slavă Domnului, este un medic declarat din ultima lună. O să mergem, probabil, la un moment dat. Noi vă dorim, în primul rând, sănătatea dumneavoastră și copiilor dumneavoastră. Și copii sănătoși. Să creșteți bătica frumos, să fiți cât mai elegante, chiar dacă sunteți în a noua lună de sarcină. Vă așteptăm mâine să fiți elegante și frumoase la Wow Business Mom. A, să țineți minte că după ce nașteți, puteți și o să vă acordăm suportul necesar să vă inspirați de la mămici de succes și să vă dezvoltați o afacere. Mamele pot. Da, ele pot de toate. Și copii să crească și afacere să facă și soție bună să fie. Super moms! Super heroes! Pa, pa! Vă pupăm!